discuta, ne-am întâlnit și a discuta că ăla în piață își bate joc de noi sau că nu știu ce supermarket mi-a dat refuz la marcă. Nu. Așa nu se mai poate continua. Ce putem face? Ce putem face? Asta e întrebarea. Ce putem face? Păi, doamne, sunteți atentă la ce vă spun eu? Da, dumneavoastră, ca direcție agricolă, împreună cu noi, da, trebuie să-i instruim pe acești colegi și să le spunem, da, că trebuie să se organizeze și să le dăm tot concursul nostru să organizăm. S-a organizat. Unde s-a organizat? Problema este unde s-a organizat? Arătați-mi și mie, doamna... Mai puțin să vă răspund. Doamna consilieră, doamna consilieră, unde s-a organizat? Dați-mi, spuneți-mi și mie, nu, spuneți-mi și mie câte cooperative aveți în județul. Da? Și spuneți și mie. Doamnă, eu vă cred să lucrați la direcția agricolă, da? Spuneți și mie. Lăsați că nu de asta mă ocup. Deci eu vreau așa să vă spun. Doamnă, lucrați la direcția agricolă și eu vă pun o întrebare că trebuie să aveți informația, nu? Am fost vreo 6-7 ani și nu mai sunt. Doamnă, vă pun o întrebare. Pot să vă pun și eu o întrebare? Problema e în pot să vă pun și eu o întrebare, vă rog frumos, pot să vă pun o întrebare? Dacă nu pot, spuneți-mi și închid și mă ridic și plec. Adică eu vreau să vă pun eu o întrebare direct. Deci dumneavoastră, da, de acord cu ce spune. Numai că ANAF-ul se duce în la Bruxelles sau cum se cheamă, da? ANAF-ul, da? Și le scoate domnilor fermieri săraci cum muncesc ei și banii din buzunarul lor. De parcă el, ei ar fura. Nu se duce la îngrourile mari, nu se duce în alte locuri. Deci problema e la nivel înalt, nu la noi. Doamnă, eu nu vorbesc de abuzuri. Eu vă pun următoarea întrebare. Vorbim de asociere. Câte cooperative sunt în județul Olt active și care este producția care o desface prin cooperativă? Nu știu să vă răspund. Înseamnă că nu sunt, nu? Înseamnă că nu sunt, nu? Ce au făcut cooperativele pentru fermierii respectiv? Asta e întrebarea. Dacă nu sunt înființate, ce se face? Sunt, au fost înființate. Bun. Și care e activitatea acestor cooperative? Păi numai asta e că ea a avut criză de manageri aici. Totul e de la manageri, după părerea mea. Păi și eu ce am spus mai devreme? Eu ce le-am spus colegilor mai devreme? Problemele sunt la nivel înalt, foarte înalt și nu se recunosc. Asta e zic. La nivel înalt ce probleme sunt, domnule? Problema că ANAF-ul se duce și scoate banii din buzunar. Dar problema e că eu nu am o cooperativă și ca să pot să intru într-o zonă de piață sau o asociație a cooperativelor să putem să negociem și noi un preț bun pentru producători, există? E o problemă a noastră a producătorilor? Mare. Sau e o problemă la nivel înalt? Nivelul înalt poate să vină să mă organizeze pe mine, să fac o structură asociativă la nivel național, da, să pot să-mi desfac și o banca? Indirect, poate să vă spui că e indirect. Da? Indirect. Totul se face indirect. Dacă rezolvă o problemă, trebuie să fii indirect cu cineva. Hai să spune lucrurile pe nume. Doamna Mareș, haideți că asta le discutăm și după aceea.